Pedepsa penală în cea mai mare parte a lumii occidentale este destul de simplă astăzi. Majoritatea celor care au comis o infracțiune se pot aștepta fie la o amendă, fie la diferite perioade de închisoare, în funcție de gravitatea faptei lor. Totuși, acestea nu au fost întotdeauna fapte simple. Istoria este plină de pedepse și proceduri juridice crude, și mai important în acest caz adesea extrem de ciudate, dintre care vom examina câteva în episodul de astăzi. Copaci Un mic avertizment pentru urmăritorii sensibili, deoarece în ceea ce ar putea sugera titlul inocent, această metodă de pedepsă era deosebit de macabră. Hoția este o infracțiune pe care mulți o privesc cu dispreț, cu siguranță, dar nu și una care ar necesita una dintre cele mai groaznice și ciudat de creative forme de execuție din istorie. Concepută și utilizată intens în vechiul imperiu persan, hoții vinovați trebuiau uciși cu ajutorul a doi copaci. Copacii erau îndoiți în mod nefiresc și fixați în poziția lor cu frânghii, apoi nefericitul criminal era legat de ei, membrele stângi de o parte și membrele drepte de cealaltă. Frânghiile care țineau copacii pe poziție erau tăiate, iar hoțul, care acum cu siguranță își regreta foarte mult faptele, era sfâșiat cu forța în timp ce copacii reveneau la poziția lor verticală. Cel puțin se presupune că procesul a fost destul de rapid. Mantaua bețivului Ciudata Mantia Bețivului, cunoscută și sub numele de Mantia de Newcastle, în nordul Angliei, este o metodă de pedepsire a alcoolicilor recidiviști care pare că nu se puteau comporta corect după ce beau. Ideea ciudată era destul de simplă: se lua un butoi de lemn masiv și greu destinat de obicei depozitării băuturilor alcoolice. Se făceau găurile necesare pentru ca membrele și capul să încapă prin el și se forța infractorul să-l poarte pentru o perioadă îndelungată în timp ce mărșăluia pe străzile locale, ceea ce probabil avea ca rezultat umilirea publică. Locuitorii orașului se comportau ostil și îi ridicularizau pe cei care purtau aceste cămăși de butoi, tratându-le ca pe un fel de eveniment local, pentru a adăuga insulta la prejudiciu sau poate prejudiciul la insultă, este posibil ca haina grea să fi provocat mai mult decât câteva răni și o cantitate decentă de stres fizic asupra corpurilor purtătorilor. Dacă nu altceva, s-ar putea să fi fost un excelent factor de descurajare, cel puțin. Măștile rușinii Purtarea unei măști ciudate concepute pentru a-l face pe purtător să pară ridicol este o idee destul de lejeră de pedepsă, și ca atare a fost folosită pentru infracțiuni la fel de ușoare. Măștile erau confiscate din metal rece și aveau desene animalice sau pur și simplu ciudate, iar multe dintre aceste piese de acoperit capul sunt expuse astăzi în muzee. Măștile de rușine erau frecvent folosite pentru a pedepsi femeile și erau denumite și frâiele certărețului, deoarece erau adesea destinate pedepsirii a ceea ce era considerat infracțiunea socială de bârfă a femeilor locale. Printre alte motive de pedepsă se numărau necinstea, trasul cu urechea și lăcomia, toate acestea ducând la purtarea în timp a acestor măști care erau menite să fie un factor de descurajare umilitor. Interesant este faptul că modelele erau diferite în funcție de infracțiune. Cei pedepsiți pentru minciună primind măști cu nasul mai lung, de exemplu, persoanele care purtau aceste măști erau uneori conduse în lanțuri, în timp ce mulțimea era chemată cu un clopot pentru ca mulți să poată asista la acest spectacol ciudat. Tăierea nasului de către egiptenii antici. Fața unei persoane este ceea ce ne sare cel mai mult în ochi atunci când întâlnim pe cineva, cea mai expresivă și unică zonă a corpului. Prin urmare, nu este de fapt surprinzător faptul că ar fi o țintă a pedepsei creative. Egiptenii antici au crezut cu siguranță că are sens. Cel puțin atunci când au conceput pedepsa amputării nasului. Acest act ciudat și crud lăsa victima în viață, dar îi afecta calitatea vieții și era considerat foarte dăunător pentru personalitatea și exprimarea de sine. Ca atare, victimele deveneau mai puțin sociabile și își pierdeau statutul în societate, căutând chiar și primele forme de chirurgie plastică. Cu toate acestea, metodele similare au fost în mare măsură nefolositoare, astfel încât pedepsa, din păcate, a rămas eficientă. Adesea, o pedepsă pentru adulter, egiptenii nu au fost singurii care au folosit-o. Documentele istorice arată că a fost folosită de imperiile grec, roman și bizantin, fiind identificată și în civilizațiile hinduse și precolumbiene americane. Gătit într-un taur de metal, posibil cea mai groasnică pedepsă de pe această listă, și considerată de unii drept cea mai oribilă pedepsă și metodă de tortură din istorie, ceea ce este cunoscut sub numele de taur de bronz, este o invenție a Greciei antice. Victima era plasată în interiorul unei sculpturi de bronz ornamentate a unui taur cu interiorul gol, care era încălzit, prăjind persoana ținută în stomacul taurului. Pentru a face totul și mai terifiant. Se pare că taurul avea o acustică special concepută, care făcea ca țipetele de agonie ale bietului criminal să semene foarte mult cu sunetul unui taur adevărat, conform rapoartelor istorice. Se pare că, în cele din urmă, creatorul dispozitivului a căzut și el victima acestei metode, care era de obicei rezervată celor mai grave infracțiuni și era menită să fie utilizată parțial pentru a descuraja oamenii să le comită. Nuditate Să trecem acum la o metodă de pedepsă care a provocat unele controverse moderne din cauza implementării sale în serialul Game of Thrones al HBO. Serialul a prezentat personaje pedepsite printr-o plimbare goală în public. O idee pe care mulți oameni au considerat-o prostească, nerealistă și pur și simplu menită să atragă oamenii care caută anumite teme pentru adulți în seriale. Deși faptul că ceva este real nu înseamnă neapărat că se potrivește perfect unei povești, la fel cum faptul că ceva este fals nu înseamnă că este nepotrivit, această scenă are de fapt o bază istorică. În Franța medievală, persoanele care comiteau adulter erau obligate să meargă goale de rușine, fiind supuse atenției publice, umilite și cu reputația ruinată. Se pare că actul era concentrat în special asupra femeilor, însă bărbații cu care aveau aventuri erau și ei prezenți pentru a primi aceeași pedepsă ciudată. Vulturul sângeros. O metodă de pedepsă atât de grafică și ciudată încât istoricii susțin că este posibil să nu fi fost reală, vulturul sângeros, este o pedepsă vikingă antică care suscită la fel de mult interes și controverse. Pentru a o descrie într-un mod simplu, dar totuși, din păcate îngrozitor, metoda presupunea menținerea victimei în viață, în timp ce spatele îi era tăiat coastele rupte și organele dispuse astfel încât să semene cu aripi osoase și însângerate ieșite din spatele acelei persoane. Deși există înregistrări istorice ale acestei metode, mulți istorici o consideră atât de groasnică, crudă și dificil de realizat, încât existența ei este puternic dezbătută până în prezent fie că a fost reală sau nu, este cu siguranță o poveste terifiantă și probabil se potrivește culturii percepute frecvent în acea perioadă. Tatuaje Japonia este frecvent prezentă pe listele privind practicile culturale unice și ca atare trebuia să aibă un loc și aici. Motivul, din fericire, este unul dintre cele mai puțin groaznice pe care le discutăm astăzi, Aș face un tatuaj pare o alegere personală, estetică în zilele noastre. Cu toate acestea, în perioada Edo din Japonia, tatuajul era o modalitate de a marca infractorii pentru a se asigura că, chiar dacă aceștia erau reprimiți în societate, oamenii știau cu cine au de-a face, refuzându-le posibilitatea de a se angaja, de a avea o poziție bună în societate sau de a-și reîncepe viața de la zero. Gravitatea și tipul infracțiunii ducea la tatuaje diferite. Criminalii primeau marcaje foarte vizibile pe cap, în timp ce hoții puteau scăpa cu un simplu tatuaj pe braț. Această pedepsă și legăturile mai recente cu Iacuza sunt de asemenea cele mai probabile motive pentru care tatuajele sunt stigmatizate în Japonia chiar și în prezent. Zdrobit de stânci cunoscută și sub numele de pain forte e dure, în franceză, pedepsă puternică și dură, cei care rămâneau tăcuți după o infracțiune sau refuzau să mărturisească sau să se implice în sistemul juridic de la acea vreme, urmau să fie striviți de pietre până la moarte, se pare. Persoanele pedepsite trebuiau așezate pe pământ și îngrămădite cu o cantitate din ce în ce mai mare de greutăți de piatră, care urmau să le provoace moartea încet și dureros. Un exemplu celebru și oribil în acest sens este Gil Scorry, un bărbat în vârstă de 80 de ani, care s-a abținut de la a pleda și de la a fi judecat în cadrul faimosului proces al vrăjitoarelor din Salem, pentru că nu dorea să piardă bunurile familiei sale, a acceptat în tăcere să fie executat pentru suspiciune de vrăjitorie.